Lucian Bode, președintele PNL Sălaj și ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, a participat alături de premierul Ludovic Orban, viceprim-ministrul Raluca Torcan, ministrul Finanțelor Publice Florin Câțu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Virgil Popescu, ministrul Fondurilor Europene Marcel Boloș și ministrul Sănătății Nelu Tătaru, la o ședință pe tema fondurilor europene, eveniment organizat de președintele României Klaus Iohannis. În cadrul întâlnirii, președintele României a anunțat că au fost stabilite 12 direcții prioritare, respectiv sănătate, educație, digitalizare și securitate cibernetică, transport durabil, combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului, energiei, eficiență energetică, mobilitate urbană, mediu de afaceri și antreprenoriat, cercetare, inovare, precum și creșterea capacității de reziliență în condiții de criză în domeniul sanitar și alimentar. Accelerarea proiectelor de infrastructură, având ca obiective primare finalizarea coridoarelor principale de legătură cu Europa și asigurarea conectivității regiunilor țării, reprezintă în mod evident prioritatea absolută a investițiilor naționale. De aceea consider că cea mai puternică componentă a Planului Național de Relansare și Reziliență va fi reprezentată de investițiile în infrastructura de transport. Sunt astfel prioritizate proiecte mature cu componente de digitalizare și protecția mediului, care să răspundă atât nevoilor naționale de conectivitate, cât și cerințelor europene în domeniu. Cei peste 30 de miliarde de euro pe care îi va primi România, granturi și împrumuturi din planul de redresare prezentat de Comisia Europeană vor fi folosiți pentru a accelera revigorarea economică în perioada post-pandemie de COVID-19, în baza Planului Național de Relansare și Reziliență, declară Lucian Bode.